Situație incredibilă într-un sat din Galați. O alertă de peste porcina a dus la un gest extrem. După ce un bărbat a anunțat că au murit doi porci, setenii și-au tăiat toți godaci într-o singură noapte. Aproape 200 de animale au ajuns în congelatoare. am tăiat, că am toată vara pentru el. Să vii și să vadă cum se nu să-și bată joc de, de, După două zile de la ispravă, localnici au aflat că alarma a fost falsă. Primarul comunei îi blamează acum pe seteni că nu au așteptat ca pestea să fie confirmată oficial. Reprezentanții Direcției Sanitar Veterinare spun la rândul lor că oamenii au greșit și avertizează să nu mai plece urechea la zvonuri. Așteptați și intrați în legătură de fiecare dată cu DSVSA prin reprezentanții noștri în teritoriu. Măsura corectă este să așteptăm rezultatul diagnosticului de certitudine, să nu intrăm în panică când nu e cazul, a transmis conducerea DSVSA Galați. Recent autoritățile au anunțat că sunt peste 1000 de focare de peste porcină în România, virusul a fost confirmat în aproape 300 de localități din 18 județe, guvernul a acordat până în prezent despăgubiri de peste 190 de milioane de lei.